Atât în spații deschise cât și închise, în perioada caniculară trebuie să acordăm o atenție deosebită mai multor aspecte, astfel încât să evităm declanșarea unor afecțiuni, dar și pentru confortul propriu. De aceea, reprezentanții SMURD din cadrul ISU OLT vin cu câteva recomandări utile. În spațiile deschise, deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau pe seară, pe cât posibil în zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul. De recomandat să evitați aglomerația, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11 și 16. Purtați haine legere, subțiri, din bumbac, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Consumați 1,52 litri de lichide pe zi, nu foarte reci, apă, sucuri naturale și ceaiuri. De recomandat un pahar la 15-20 de minute. Pe caniculă, cei mai vulnerabili sunt copiii. Niciodată nu-i lăsați singuri în mașină, întrucât temperatura lor corporală crește de 3 ori mai repede decât cea a unui adult, iar în soare mașinile se încing foarte repede. În ceea ce privește spațiile închise, pentru confortul dumneavoastră, încercați să acoperiți ferestrele expuse la soare și reglați aerul condiționat la maxim 5 grade Celsius sub temperatura exterioară. Evitați băuturile ce conțin cofeină sau zahăr și alimentele cu conținut sporit și grăsimile. Nu lăsați copiii singuri în autoturisme expuse la soare. În spațiile închise, evitați creșterea temperaturii în interior, limitați utilizarea aparatelor electronice și electrocasnice, luminilor artificiale și surselor de căldură. Acoperiți ferestrele expuse la soare. Nu utilizați ventilatoare dacă temperatura a depășit 32 de grade, aerisiți încăperile dimineața și seara. Montați temporar între ferestre și perdele un sistem de reflectare a căldurii. Acoperiți ferestrele în care bate soarele dimineața sau după amiaza cu draperii, jaluzele sau obloane. Acestea pot reduce căldura în casă cu până la 80%. Evitați utilizarea sării, beți multă apă. Persoanele care au probleme de sănătate și au restricționare privind utilizarea lichidelor ori au probleme de reținere a lichidelor trebuie să consulte un medic înainte de a crește aportul acestora. Limitați consumul de băuturi alcoolice. Protejați-vă fața și capul purtând o pălărie cu boruri largi. Evitați muncile extenuante în partea cea mai călduroasă a zilei.